În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Adevărat vă spun vouă că sunt printre noi, dintre aceia care nu vor gusta moartea până când nu vor vedea pe Fiul omului venit într-o slava sa cu Sfinții Săi Îngeri. Iubiți credincioși, spuneam și vineri la praznicul Înălțării Sfintei Cruci că anul acesta acest praznic a căzut exact cum se întâmplă în toată simbolistica pascală, adică vineri s-a răstignit Hristos și astăzi a înviat. Astăzi este duminica de după înălțarea Sfintei Cruci, pentru că este și ziua învierii prin definiția zilei de duminică, ziua Domnului. Astăzi am să vă vorbesc puțin despre un lucru foarte interesant, și anume cum să trăim învierea. Poate că nu ne-a învățat nimeni sau poate că încă, chiar dacă am citit din cărți, nu s-ar prinde așa de ușor. Cred că cel mai important mesaj este următorul. În orice carte pe care o citim, nu este atât de important mesajul pe care îl scoatem noi din carte, ci ceea ce scoate cartea din noi, ceea ce trezește în noi. Așa este și Sfânta Liturghie. Este mai important ce scoate Sfânta Liturghie din noi, nu cum ne apropiem noi cu vrednicie sau fără vrednicie, nu cum îngenunchiem sau cum ne rugăm, ci ce lăsăm să iasă din noi mai bun în timpul Sfintei Liturghie. Mergem mai departe, așa se întâmplă și în viață. Nu contează foarte mult ce învățăm, ci contează foarte mult puținul acela pe care l-am învățat să scoată din noi ce este mai bun. Și anume, viața de creștin nu este numai o declarație, nu este numai o identitate cu care câteodată să ne fălim și altădată de care să ne rușinăm. Nu. Viața de creștin este un mod de viață complet. Și anume, ca să înțelegeți cam pe unde vreau să ajung, am să vă spun o poveste pe care am citit-o într-o carte veche din Occident și se numea Peter și firul magic. Se spune că era odată un copil foarte istez de altminteri, el însă se plictisea foarte repede. Când era acasă vrea să fie la școală, când era la școală vrea să fie în vacanță, când erau cursuri ieri vrea să fie pauză. Când se apuca de scris, vrea să se joace și atunci când se ducea la joacă, vrea să scrie. Întotdeauna constatase în el însuși o luptă, o defazare. Era în locul celălalt, întotdeauna. Și se spune că acest copil a mers în pădure și, uitându-se așa prin copaci, a văzut că se apropie de el o femeie fără vârstă, care i-a spus: Peter, uite, îți fac un dar. Ia acest fir magic. Ori de câte ori vrei ca momentul, clipa pe care o trăiești, să treacă mai repede, tragi puțin de fir și vei ajunge în capătul celălalt. Dacă și acea clipă nu îți este pe plac, mai tragi și mergi mai departe. Zis și făcut. S-a dus la școală și a zis: ce bine ar fi dacă aș fi acasă. Și a tras puțin de fir și s-a pomenit acasă. Apoi a zis: dar ce atâta școală, ia să văd eu, să fiu în partea cealaltă, cu toată școala terminată. Și a tras de fir și s-a văzut matur, cu o leacă de barbă, a văzut pe părinții săi pe lângă el, totul în regulă, dar a zis: acum dacă tot a terminat școala, să trec și de armata, mai tras un bucat de fir, să trec să mă și însor. S-a văzut o femeie foarte frumoasă cu care avea doi copii, dar pentru faptul că deja începuseră copiii să scâncească, a zis: ia să văd eu când o fi cu copiii ăștia la școală. A mai tras un fir, a adus copiii la școală și zice: ia să-i văd eu după ce termină liceul. A mai tras de fir când s-a dus acasă și a văzut părinții bătrâni. Și-a dat seama că nu mai poate face nimic. În câteva zile i-a și îngropat și a mai tras de un fir și a văzut și pe soția sa
cu care nu avusese timp nici măcar să se cunoască. Când bătrânise și ea, s-a uitat în oglindă și el era bătrân. Și atunci a realizat că nici în fir nu mai avea ce să mai tragă. Și atunci a venit personajul acela care i-a dat firul fermecat. Și a spus: Peter, nu te văd fericit. În momentul în care ți-am dat firul, erai foarte fericit și acum de ce nu mai ești așa? Și pentru că eu ți-am dat acest fir și această posibilitate, îți dau o șansă să mai cer ceva. Și bineînțeles că i-a cerut să-și ia firul înapoi. În acel moment s-a trezit, era în pat, mama lui îl mișca să se trezească mai repede, ca nu cumva să înceapă cursurile fără el. Iubiți credincioși, noi nu cred că avem această șansă, dar învățând din istorisirea asta lui Peter, trebuie să ne înțelegem că a trăi viața frumos nu înseamnă a trage de un fir și a trece mai departe, a trage de un fir și a trece peste examene, a trece peste necazuri, a trece peste scângetul copiilor, a trece peste neputințele celor din jur. Nu, nu, nu. Viața se trăiește la zi. Dacă vrem ca duminica de după înălțarea Sfintei Cruci să fie una cu folos, cred că trebuie să ne gândim cum suntem datori a ne trăi viața. De cele mai multe ori trăim și noi ca Peter într-o defazare. Când suntem aici, am vrea să fim la muncă, atunci când suntem la muncă, am vrea să fim vacanță, atunci când apare vreun șef, vrem să fie alt șef, vrem să fim eventual noi șeful. Și întotdeauna ne proiectăm bucuria spunând: lasă că o să obțin eu ceva și atunci o să mă bucur. Ce ne facem cu această amânare? Am deschis acest subiect vineri ca să îl dezbatem astăzi ceva mai profund. Ce ne facem și ce ne face să amânăm fericirea? Lipsa de încredere în noi, în primul rând. Dacă noi am avea mai multă încredere în noi, dacă noi am avea mai multă credință, adică încredere în Dumnezeu, cu siguranță că nu ne-ar mai spune nimeni și nimic nu ne-ar mai împinge către a amâna fericirea. Trebuie să vedem partea plină a paharului sau partea bună a lucrurilor. Cu toții ați auzit, după ce cineva își acumulează diverse, mai vine cât un gârcotaș: bă, dar într-o zi toți o să murim. Răspunsul poate să fie următorul, foarte simplu: dar în celelalte zile nu! Numai într-o zi murim. Ce facem cu celelalte zile? Dacă vrem să înțelegem mai bine cum trebuie să trăim viața noastră, poate chiar dacă vi se pare la prima vedere foarte dur, aproape morbid, vă spun ceva. Cred că nimic nu poate să fie mai frumos în viața noastră ca în fiecare zi să o trăim pe ultima. Eu, unul personal, atunci când am conștiința că mă aflu în fața ultimei mele sfinte liturghii, să știți că sunt mult mai atent, mult mai calm, mult mai cald și întotdeauna mă gândesc că este ultima mea șansă de a mă întâlni cu Dumnezeu în fața dumneavoastră. Trăiesc asta, să știți, odată cu prima liturghie din 1 octombrie 1995, din bisericuța noastră. Această bucurie nu m-a făcut niciodată să mă simt trist, pentru că a face un lucru pentru ultima dată înseamnă o invitație la a-l face corect, complet și pentru veșnicie. A trăi ca și când ar fi ultima zi, imaginați-vă, nu vă cer o zi, jumătate din zi, cea de când plecați de la biserică până în seară, nu mai mult. Gândiți-vă ce ați face dacă astăzi ar fi ultima zi. Nu este o invitație morbidă, nu.
Este una încărcată de atât optimism încât mă veți înțelege numai în momentul în care, când veți ieși din biserică, nu veți ști unde trebuie să ajungeți prima dată. Ce persoane să întâlniți mai degrabă, ce persoane să aflați măcar la telefon, cum o mai duc. E ultima zi. Cât de frumos se poate trăi ultima zi. Eu mi-aduc aminte de Părintele Arsenie când spunea: Tată, am stat la căpătul multor muribunzi. Toți cereau un singur lucru. Mai vreau o zi. Deci, Tată, dar a băgat cineva în seamă o zi obișnuită? Astăzi. Și de acum înainte, fiecare astăzi, nu vreau să mai fie o zi obișnuită. Este în cel mai frumos înțeles al cuvântului ultima zi. Și atunci vom vedea că nu trebuie să mai punem accentul pe instaurarea dreptății. Vom vedea că suntem în stare să ne împăcăm cu oricine. Cât mai e până în seară? Trebuie să mă împac cu ăsta. Dar așa, dacă avem atitudinea aceea că o să trăim 500 de ani, o să spui, lasă că pe asta o fac mâine, pe asta o fac la anul, lasă că o să mă bucur eu când o să îmi mărit nepoata, lasă... Nu, astăzi trebuie să mă bucur cu toată bucuria pe care mi-o dă celălalt. Dacă nu vom trăi copilăria copiilor noștri, am trăit degeaba. Și atunci, măcar astăzi, nu vreau de mâine, nici nu vreau să mai discut despre mâine. Astăzi până în seară, gândiți-vă măcar că este ultima zi și o să vedeți mâine dimineață cu câtă poftă de viață vă veți da seama că ultima zi de-abia atunci începe. Și în fiecare zi va începe ultima zi. Am trăit extraordinar de bine. Atunci o să spuneți, bine, bine, părinte, stați așa că v-am prins. Dacă noi dăm tot, ne împăcăm cu toți, nu mai avem atitudinea de a instaura dreptate, așa cum am spus. Nu ne mai interesează nici gardul vecinului, nici mizeria, nici nimic. Ce ne facem de ziua următoare? Care zi următoare? Am trăit totul la maximum. Dacă Dumnezeu ne dă și ziua următoare, cu siguranță că ne va da lângă noi un vecin cu care suntem împăcați de data aceasta, o imagine care nu va mai fi niciodată îmbâxită de gunoaiele celuilalt, pentru că nu le mai vedem, ele au fost ziua trecută. Și atunci începe o nouă ultimă zi. Iubiți credincioși, acesta este sensul înălțării Sfintei Cruci. Să nu ne amăgim că putem să primim fericirea citind o carte sau într-o zi. Nu. A dobândi fericirea este un mod de viață. Dacă ne străduim în fiecare zi, putem să fim fericiți, nu primind fericirea de la altcineva, ci dăruind-o noi altora. Plecăm de aici. Ce putem să facem noi pentru societatea asta, pentru lumea asta? Păi, în primul rând, să vorbim între noi, să nu mai vorbim despre noi. Doi. Mergem și nici nu ajungem la poarta 1 și sunt niște ambuteiaje. Ați simțit vreodată plăcerea de a lăsa pe cel care nu are prioritate să treacă prin față? Este extraordinar. Atunci puteți să înțelegeți ce înseamnă să trăiești frumos. Când nu mai ții la dreptate, ci ții la bunătate și la lucruri care sunt extraordinar de frumoase. Și mergem mai departe, ajungem acasă și la primul reproș pe care, bineînțeles că merităm să-l primim, să nu mai dăm vina pe altcineva. Întotdeauna când pășiți în casă, să știți că cel mai bun lucru pe care putem să-l facem este să știm că am ajuns în grădina Raiului. În grădina Raiului, atunci când Dumnezeu l-a întrebat pe Adam, era grădina Raiului, mă, vă imaginați, grădina Raiului, maximum, maximorum. L-a întrebat, Adame, unde ești? Bun, și noi intrăm în casă și ne întreabă Dumnezeu prin gura soției. Băi, ce e cu tine? Ai luat pâine? Gata, imediat te-ai retras, că v-am zis cum să intră în casă. Nu se intră în casă cu pantofii puși în V. Nu, nu, nu. Întâi
înainte de a te descălța, să stai câteva secunde să aștepți că o să afli de ce trebuie să te încalzi din nou și să pleci dacă te-ai descălțat. Cel mai bine e să nu te descalzi deloc. Aștepți așa frumos și în maximum 10 secunde afli că ți se aduce aminte. Dumnezeu vorbește prin gura celuilalt. Afli ce ai uitat să faci. Imediat te-ai întors și ai plecat. Nici nu zici când te întorci ca și când nici n-ai fost pe acasă. Că o să mai afli 2-3 lucruri pe care nu le-ai făcut. Și atunci, dacă în grădina Raiului s-a întâmplat așa, întrebarea cealaltă, după ce ai mâncat din mărul, păi nu eu, Doamne, că soția, că femeia pe care Tu mi-ai dat-o, de fapt Tu ești de vină și așa mai departe. Nu se întâmplă așa cu noi? Dacă vrem să negociem frumos intrarea în casa noastră, aici suntem, în Rai. Am intrat în Rai și Dumnezeu ne întreabă. Și ce răspundem? În momentul în care ne-am propus să fim fericiți, nu mai dăm vina pe nimeni. Că aici, Adam, dacă zicea, Doamne, acum știi, o să discut așa, Doamne, dă-mi două palme, ăsta sunt, am făcut-o. Nu dădea Dumnezeu afară, să știți. Dar el a ținut așa, langa, nu eu, vezi că m-a ta în programul. Nu prea a fost bine, că i-a dat o soție care, uite ce mi-a făcut, și m-a pus și în gură cu matale. Ei, dacă vom schimba și dacă vrem să fim în Rai, să rămânem în Rai, nu să ne dea afară din Rai, trebuie să adoptăm această atitudine de a nu mai da vina pe altcineva, de a ne disculpa, de a ne justifica. A ne justifica înseamnă, în primul rând, să pierdem energie, doi, să pierdem timp și trei, să nu putem repara nimic. Cum o să poți repara dacă vina nu ți-aparține ție? Așa, dacă îți asumi totul, chiar dacă sunt lucruri pe care știi clar că ai putea să le reproșești și tu la rândul tău, nu asta este viața. Viața este să ne asumăm. De exemplu, dacă cineva se împiedică de noi și cade și rupe o mână, o să ziceți, băi, da, dar el a fost căscat. Nu, eu am fost acolo. Eu nu trebuia să fiu acolo. Trebuie întotdeauna să gândim, să punem o presiune asupra propriei noastre minți ca să putem să ieșim din situația în care ne aflăm. Asta înseamnă arătarea Sfintei Cruci. În momentul în care vine necazul, vezi crucea. Nu poți să ajungi la bucurie fără cruce. Dar ce credeți, că o să vă mângâie cineva dacă n-ați știut să dați înapoi și să vă încheiați și retrul dacă ați apucat să le desfaceți și să faceți ceea ce v-a rugat? Nu o să vă mângâie nimeni, nici măcar dacă ați făcut așa. Dar încet, încet, poate o să primiți așa o bucurie interioară, după aia o să vadă celălalt un om fericit lângă el și o să fie și fericit. Asta trebuie să facem. Iubiți credincioși, praznicele și duminicile, venitul la biserică nu este, nu reprezintă un act de un act exterior. Nu, acest venit la biserică trebuie neapărat să schimbe ceva în noi. Venitul la biserică este ca o carte, așa cum am spus, nu contează mesajul cărții, cât contează ce a scos cartea aia din noi. Ce au scos astea două ceasuri când am stat împreună? Au scos lucruri bune, să folosim acele lucruri bune. Și închei prin a vă ruga, nu uitați ca măcar până în seară să aveți conștiința, măcar o fracțiune de secundă, că este ultima zi. Și să o trăiți cu bucurie, nu cu deznădejde, nu cu spaimă, ci pur și simplu ca pe o șansă de a trăi frumos. Așa să ne ajute Dumnezeu.